Normal, normal. Ca prin ramură. Nu dă-i la mă voce, eu cum tot cu toată. Tani, Prime Minister Kiku, Ambassador Lieberg, my dear colleague UN Resident Coordinator Springed, and Ms. Teleuka, dear representatives of the media and all present who came here to watch us. Today we mark the International Day for Ending Violence Against Women, and we launch the UNITE campaign 16 Days Against Gender-Based Violence. Deci, excelențe, domnule prim-ministru, doamna Greceanu, colegii mei ambasadori și domnul Simon Springet, stimați reprezentanți ai mass media și toți cei prezenți astăzi aici, astăzi sărbătorim, de fapt, Ziua Internațională a Eliminării Violenței împotriva femeilor în lume. As we are facing the most challenging health pandemic caused by the COVID-19 worldwide, in the Republic of Moldova, the parliament, the government and central and local level, the civil society and the private sector, as well as the international community, have united for decisive action to end gender-based violence and ensure that in these difficult times, services such as helplines, shelters and counseling are made essential. Și astăzi, în Republica Moldova, toată societatea, inclusiv guvernul, parlamentul, reprezentanții societății civile, precum și sectorul privat, la fel ca și comunitatea internațională, și-au unit eforturile și acțiunile sale decisive în vederea eliminării violenței în bază de gen și cu scopul de a asigura, de fapt, în această perioadă dificilă, afectată de pandemia de sănătate COVID-19, să depășim toate aceste probleme. Madame Greceanu, thank you for hosting this event, very important event in front of the Parliament. And the National Assembly, through the legislative and oversight functions, has an important role in enabling justice and protection for survivors of violence. And with this, I want to invite you to address the audience. Thank you. Și estimată doamnă Greceanu, astăzi, de fapt, noi știm că avem, vă mulțumim în primul rând pentru că găzduiți acest eveniment foarte important pe care îl implementăm împreună. Noi știm că Asamblea Generală sau Parlamentul Republicii Moldova este un organ foarte important în ceea ce privește abilitarea populației și eliminarea acestei discriminări în bază de gen. Și acum vreau să vă ofer cuvântul dumneavoastră pentru un cuvânt de salut. Stimate domnule prim-ministru, excelență voastră, domnilor ambasadori care sunteți prezenți astăzi aici, onorați parteneri, stimați colegi, sunt bucuroasă să vă salut aici, lângă Parlamentul Republicii Moldova, la lansarea campaniei anuale Alege o viață fără violență. Iată că și în acest an, în strânsă cooperare cu partenerii, lăsăm 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Anul curent a demonstrat cât de vulnerabilă este viața și cu ce provocări ne putem confrunta. Necătând la faptul că statisticile arată diminuarea semnificativă a numărului de infracțiuni comise în mediul familiei, fiecare victimă este o dramă. Este drama noastră comună. Nu trebuie tolerată violența asupra femeilor, copiilor, persoanelor în etate, tuturor celor care nu se pot autoproteja.
Violența trebuie eliminată definitiv. Modificările legislative, sensibilizarea activă a societății au contribuit la dinamica pozitivă în lupta cu violența domestică. Aceasta se datorează acțiunilor de promovare a mesajului de intoleranță față de violență, completează în mod reușit eforturile autorităților în acest domeniu. Contăm în aceste eforturi pe susținerea partenerilor noștri de dezvoltare. Fiecare cetățean trebuie să fie sigur de securitatea sa, oriunde s-ar afla, în propria casă, la locul de muncă, ori în locuri publice. Astfel îndemn să acționăm cot la cot cu toți împreună. Să începem schimbarea de la noi, de acasă, în familie, în societate și să arătăm zero toleranță violenței și să fim un exemplu pentru copiii noștri. Toți suntem egali și cu toții merităm egal acest tratament decent. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să fim foarte activi în aceste 16 zile. Clădirea Parlamentului va fi iluminată în oranj, iar noi nu doar prin această iluminare, dar trebuie să facem, să începem de la noi și atunci vom avea succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Madame Grăciani. Prime Minister Kicu, the Government of Republic of Moldova, as all governments worldwide, is dealing with a health crisis and the impact it has on its economy. The global call on the government is not to forget the violence, this shadow pandemic, and fund the services, prevent violence from happening, protect the survivors, and collect the data for the better response. With this, I would like to invite you to address us and the audience, please. Și acum, domnule prim-ministru, noi știm că Guvernul Republicii Moldova, ca și toate guvernele din toată lumea, abordează acum această criză de sănătate și impactul acesteia asupra economiei. Chemarea globală a guvernelor este de a nu uita de această pandemie din umbră, de a finanța serviciile, de a preveni violența și să nu permitem ca aceasta să aibă loc, să protejăm supraviețuitorii violenței în familie sau violenței domestice și să colectăm datele pentru a veni cu un răspuns mai bun. Și cu aceste cuvinte vreau să vă ofer cuvântul dumneavoastră, domnule prim-ministru. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, excelențe doamnelor și domnilor ambasadori, stimate doamne, stimați domni, sunt onorat și cu toată responsabilitatea mă alături astăzi evenimentului de lansare a campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, care marchează și Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, unificându-ne vocea asupra necesității de a elimina violența în bază de gen. Cu acest prilej, țin să subliniez în numele Guvernului Republicii Moldova importanța majoră a acestei campanii, dedicată mobilizării pentru acțiune și atitudine față de combaterea acestui flagel și pandemii globale, violența împotriva femeilor și fetelor. Într-adevăr, violența este cel mai periculos virus. Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai sistematice și răspândite încălcări ale drepturilor omului și demnității din întreaga lume, care nu trebuie tolerată în nici un colț al lumii. Este o rușine pentru toate societățile lumii și un obstacol major în calea dezvoltării inclusive, echitabile și durabile. În Moldova, ca și în alte țări, aceasta afectează femeile indiferent de context, cultură sau statut socioeconomic, cu urmări grave pentru femei, familiile acestora și societatea în general. Din păcate, înregistrăm o tendință în creșterea cazurilor de abuz și violență în bază de gen, situația pandemică, măsurile restrictive impuse pe fundalul crizei epidemiologice legate de COVID-19, intensificând acest fenomen nefast. Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen reprezintă o preocupare majoră a Guvernului, iar țara noastră este angajată ferm în dezvoltarea mecanismelor naționale privind prevenirea și combaterea discriminării în bază de gen, abilitarea femeilor și fetelor și asigurarea siguranței și securității acestora.
Doar prin eforturi comune, abordare multisectorială și prin acțiuni conjugate între autoritățile centrale locale, dar și a societății civile, mass media, sectorul privat, precum și cu spiritul comunității internaționale, putem spori sensibilizarea asupra acestei probleme. Violența în bază de gen are impact asupra întregii societăți. Este responsabilitatea noastră comună să ne menținem angajamentul de a preveni, de a respinge fără echivoc și a condamna orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Importanța parteneriatelor durabile de cooperare în combaterea violenței în bază de gen este imperativă. Cooperarea reprezintă elementul major pentru a face față acestui fenomen global, pentru a consolida cadrul juridic și instituțiile, sprijinind dezvoltarea și educația, îmbunătățind serviciile pentru femeile victime și supraviețuitoare ale violenței și abuzurilor. Folosesc acest prilej pentru a reitera gratitudine tuturor partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, care susțin, inclusiv în această perioadă de criză, eforturile noastre în combaterea violenței în bază de gen. Apreciem suportul ONU Moldova, UN Women și Fondul ONU pentru Populație, UNFPA, Ambasada Delegatului Suediei în Republica Moldova, Coaliția Națională Viață fără Violență în Familie, a întregii noastre societăți în susținerea efortului la nivel național și aduc mulțumiri tuturor partenerilor noștri care ne acordă suport atât financiar cât și tematic, care nu este mai puțin important. Dragi prieteni, o viață fără violență este un drept fundamental inalienabil. A priva femeile și fetele de libertate înseamnă a priva întreaga lume de libertate. Împreună să depunem un efort pentru prezentul nostru și să oferim un viitor luminos pentru fiecare femeie și fată. Eradicând pandemia globală a violenței, vaccinul contra căreia se găsește în atitudinea și comportamentul fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc! Violence against women predates the COVID-19 virus, but violence against women has escalated during its spread. The Secretary General is calling for peace at home and decisive action by all member states in the decade to come. And the UN country team in Moldova stands ready to support the government and the country in all these decisive actions. And with this, I want to invite the UN resident coordinator, Mr. Springer, to address us briefly. Noi știm că violența împotriva femeilor, de fapt, acum este umbrită într-un fel de virusul COVID-19, dar noi vrem să știm că aceasta, vrem să recunoaștem cu toții că aceasta s-a răspândit tot mai mult sau a escaladat în timpul pandemiei. Secretarul General al ONU, de fapt, ne cheamă pe toți la pace acasă sau în casă și la acțiuni decisive de către toate statele membre în acest deceniu pentru ca să ajutăm să contribuim la eliminarea acestui flagel. Echipa de țară a Națiunilor Unite în Republica Moldova este gata întotdeauna să ofere sprijin continuu țării și în acțiunile acestei decisive. Și în acest context aș vrea să-i ofer cuvântul reprezentantului de țară al ONU în Republica Moldova, Simon Springer. Madam Speaker, Mr. Prime Minister, thank you both for your kind words. Ambassadors, dear colleagues, thank you once again for joining us today. And I'm very pleased to participate at this launching event of the United Nations annual campaign on ending violence against women and girls. During this time of COVID-19 and the restrictions imposed, I did feel it was very important to be here in person for this launch and to show my support and indeed my personal commitment to ending violence against women and girls. The United Nations in the Republic of Moldova has been organizing. Deci, în primul rând, doamna președintă Parlamentului, domnul prim-ministru, dragi colegi ambasadori, precum și toți cei care participă la acest eveniment, vreau să spun că în această perioadă dificilă a pandemiei de COVID-19 am considerat personal foarte important să fiu personal prezent la acest eveniment pe care noi îl sărbătorim de fapt în fiecare an. În această zi și de lansarea campaniei de 16 zile împotriva violenței în bază de gen și consider foarte important să fiu aici și să-mi exprim sprijinul meu față de toate activitățile care sunt întreprinse de către societate și în Republica Moldova inclusiv. The United Nations in the Republic of Moldova has been organizing and supporting this campaign for more than 20 years. However, this campaign doesn't belong to the United Nations. It represents a collective fight, an effort of civil society organizations, government, development partners to raise awareness, prevent, and importantly, to eliminate violence against women and girls.
și de fapt vreau să menționez că Națiunile Unite în Republica Moldova de fapt sprijină această campanie de peste 20 de ani în Republica Moldova. Dar vreau să spun că această campanie nu aparține Națiunilor Unite. De fapt este un efort colectiv, o campanie colectivă a tuturor guvernelor, societății civile, sectorului privat, tuturor reprezentanților care sunt interesați, care încearcă să-și unească eforturile în vederea sensibilizării populației cu privire la această problemă și la fel cu prevenirea și eradicarea violenței în bază de gen în țară. While the core message of this campaign is clear, end violence against women, we need to understand that the situation will only change when our, each and every one's, attitude towards this phenomenon will change, especially that of men. Și vreau să spun că, de fapt, mesajul cheie al acestei campanii de a pune capăt violenței împotriva fetelor și femeilor este unul foarte important. Și noi cu toții trebuie să înțelegem că acest lucru va fi posibil doar atunci când atitudinea noastră se va schimba față de acest flagel și în special a noastră, a bărbaților. Men support and active participation in putting an end to violence against women is essential. Și de fapt sprijinul acordat de bărbați și ei trebuie să participe foarte activ în acest proces de combatere și de eliminare a violenței împotriva femeilor. Este de importanță majoră. Unfortunately, there is no doubt that COVID-19 has escalated domestic violence. The lockdown period, school closures, financial and food insecurity have heightened the risk of violence for women and girls, including sexual assault and abuse, both online and at home. Și de fapt, din păcate, în această perioadă complicată a pandemiei de COVID-19, violența domestică a fost escaladată din cauza restricțiilor impuse cu privire la circulația oamenilor, din cauza că au fost închise școlile și multe alte restricții care au fost impuse. De aceea este foarte important să recunoaștem că acest flagel de fapt a fost răspândit și mai mult în această perioadă, inclusiv violența sexuală împotriva femeilor și fetelor, inclusiv online sau în alte medii. In September, United Nations in Moldova presented its updated COVID-19 response and recovery plan. În septembrie anul trecut, anul curent, Națiunile Unite în Republica Moldova și-a prezentat raportul său privind răspunsul și recuperarea în urma COVID-19 în Republica Moldova. We consider, along with government, the process of response and recovery should address the principles of equality and non-discrimination and provide support to enhance the services related to gender-based violence. Și noi considerăm împreună cu Guvernul Republicii Moldova că în această perioadă este foarte important să oferim un răspuns care să țină cont de principiile de bază pe care trebuie să le respectăm cu toții, egalitatea și la fel nediscriminarea, oferind sprijin și consolidând toate serviciile care pot fi oferite tuturor celor care au nevoie de ele. By illuminating the Parliament building orange this evening, we are joining nations across the world who are illuminating national buildings and landmarks in global solidarity to fight all forms of violence against women and girls. Și de fapt, iluminând clădirea Parlamentului în culoarea oranj, noi ne aliniem cu toate celelalte națiuni din lume care își iluminează clădirile lor publice, ca dovada faptului că noi susținem acest proces și acest deziderat de a elimina violența împotriva fetelor și femeilor. So please join us in supporting this important campaign. Thank you very much. Vă invităm să aderați cu toții la această campanie foarte importantă cu toți noi împreună. Vă mulțumesc mult! Thank you, Simon. The Embassy of Sweden is for years at the forefront in supporting the Republic of Moldova for advancing gender equality and eliminating this pervasive violation of women's human rights. And it's my pleasure with this to announce and to invite Your Excellency Ambassador Liber to the floor. Ambasada Suediei, de fapt, este deja de foarte mulți ani în primele rânduri între cei care susțin Republica Moldova în ceea ce privește promovarea egalității de gen și eliminarea acestei încălcări a drepturilor femeilor și fetelor. Și cu această ocazie am plăcerea acum de a o invita pe Excelența sa ambasadoarea Suediei, doamna Lindberg, la microfon. Dear Speaker of the Parliament, Mr. Prime Minister, dear colleagues, ladies and gentlemen, by dedicated programs in Moldova, supported by Sweden, Sweden is glad to be able to support and to be a part of the activities within the 16 days of activism against gender-based violence. The promotion and defense of human rights is an important pillar in the Swedish development cooperation, and violence against women and girls is recognized as one of the most widespread human rights violations in our world today.
The presence of national institutions and development partners at this event tonight makes it a first joint initiative that marks the beginning of the series of dialogues and activities that will follow the coming weeks all around the country to foster a collaborative effort in dealing with gender-based violence. And this campaign is a worldwide reminder that each of us can make a difference by providing support to women and girls. Deci, stimată doamnă președintă Parlamentului, domnule prim-ministru, colegi și toți cei prezenți, doamnelor și domnilor, este de fapt un lucru important și mă bucur că sunt prezentă și eu aici. De fapt, prin toate programele dedicate pe care le susține Ambasada Suediei în Republica Moldova, noi întotdeauna încercăm să susținem activitățile care sunt parte a acestei campanii de 16 zile de activism împotriva în sprijinul eliminării violenței împotriva în bază de gen. De fapt, este dreptul tuturor și obligațiunea fiecăruia de a promova și de a apăra drepturile omului. Și noi considerăm că acest deziderat, această chemare este de fapt parte centrală a programului nostru de cooperare cu Republica Moldova. Și de fapt noi considerăm că, mă bucur foarte mult că avem aici prezent atât instituțiile naționale precum și instituțiile internaționale, ceea ce dovadă încă o dată despre importanța unirii eforturilor noastre în vederea contracarerii acestui flagel. Și este foarte important să ne unim cu toții eforturile în vederea ca să putem pune capăt acestui fenomen în Republica Moldova și nu doar. Și de fapt acest lucru sau această ocazie este un motiv încă o dată de a ne reaminti tuturor despre faptul că fiecare din noi poate juca un rol în aceasta. Și astăzi avem doar primul eveniment pe care îl organizăm în lansarea sau în aceste 16 zile de activism pe care le vom avea. And we all can make a difference by providing support to women and girls that are survivors of violence, but also support to women and girls to stay safe and live a life free from violence. Și de fapt suntem aici și putem cu toții să facem o diferență prin oferirea sprijinului fetelor și femeilor care sunt victime ale violenței, dar la fel și să oferim sprijin acelora care ca să se simte sigure și în protecție, protejate și să nu fie supuse acestei violențe. And by stating the fact that global collective effort is needed to stop violence, I would like to reiterate that in the Republic of Moldova and in Sweden, as well as in many other countries, there will be important discussions about violence during this period to come. Și de fapt, în această perioadă aș vrea să reiterez încă o dată că atunci când vorbim despre efort colectiv global care este necesar în această perioadă, vreau să remarc încă o dată că atât în Republica Moldova, precum și în Suedia și în alte țări din lume, în această perioadă, acestor 16 zile, vor avea loc discuții foarte importante pe tema dată a eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor. And let me underline that no country is unaffected and we see this campaign as an opportunity to come together and to speak up and renew our commitments to end gender-based violence. Și de fapt vreau să spun că nu există nicio țară în lume care nu a fost afectată de acest flagel și este o ocazie adițională pentru noi toți ca să vorbim, să ne exprimăm opinia și să ne consolidăm încă o dată efortul și angajamentul față de eliminarea acestui flagel. And to conclude, violence against women is never just a private matter. And hopefully, by our joint efforts, we can together contribute to a better world for us and for our children. Thank you. Și în încheiere vreau să menționez că violența niciodată nu este o problemă privată și vreau ca cu toți împreună să contribuim la o viață mai bună pentru copiii noștri și pentru noi toți. Vă mulțumesc! Thank you very much, Ambassador. And as the last, I want to invite Ms. Teleuca to the podium because the civil society sector is at the forefront fighting the shadow pandemic and supporting survivors of violence to find protection and justice. Ms. Teleuca is speaking to us now on the name of the National Coalition Life Without Violence, which represents and gathers 23 civil society organizations. Și acum vreau să dau cuvântul doamnei Teleuca, care este reprezentantă a societății civile aici la noi și este de fapt una din participanții în prima linie în acest proces de protejare a femeilor și de prevenire a violenței împotriva femeilor și fetelor și sunt cei care oferă tot sprijinul necesar victimilor acestei violențe și la fel le ajută să găsească justiția și drepturile lor atunci când este nevoie. Și reprezintă aici de fapt acum Coaliția Națională a unei vieți fără violență și care unește 23 de organizații neguvernamentale. Domnilor și doamnelor, excelențe, bună seara! Este un privilegiu să mă aflu aici și să reprezint organizațiile și instituțiile publice, organizații membre ale Coaliției Naționale Viață fără Violență în Familie. Sunt organizații care oferă suport complex femeilor și copiilor care sunt victime ale violenței,
în toată țara, dar și dezvoltă programe pentru agresori. Datele statistice, cercetările și practica noastră demonstrează că cazurile de violență sunt în creștere. În perioada de pandemie, după o scurtă perioadă de tăcere, am avut o escaladare. Cifrele vorbesc de o creștere cu 30-35%. Telefonul de încredere. Alte organizații vorbesc despre dublarea numărului de sesizări. În special au fost afectate fetele și femeile care sunt îndeoseb de vulnerabile. Femeile cu dizabilități, intelectuale sau motorii. Fetele și femeile sărace. Fetele și femeile cu copii care și-au pierdut locul de muncă și nu au avut cu ce să-și întrețină familia și cu ce să-și plătească locuința. Societatea unde există violență este societatea unde sunt stereotipuri foarte clare. Cum trebuie să se poarte femeia, cum trebuie să fie bărbatul în familie și în societate. Femeia trebuie să rapte, trebuie să îndure, trebuie să tacă pentru binele familiei și a copilului. Societatea unde există violență este societatea unde există multă sărăcie, unde există puține oportunități pentru fete și pentru femei, unde avem generații de violență, pentru că, din păcate, de multe ori aceste stereotipuri și aceste tipare de comportament sunt preluate. Evident că au fost făcute și avem multe realizări. Avem o legislație bună, avem o cooperare între autorități, avem servicii cu care încercăm să le menținem și să le dezvoltăm, îndeosebi în această perioadă complicată. Dar mai sunt multe lucruri de făcut. În primul rând, să asigurăm securitatea și protecția fetelor și femeilor, copiilor. În același timp, să asigurăm reabilitarea acestora pe termen lung. Să asigurăm că beneficiază de un trai decent, de un trai demn. Să dezvoltăm servicii, să avem o educație inclusivă, o educație nediscriminatorie. Să avem parteneriate între mass media, între autorități, între societatea civilă. În acest sens, noi promovăm ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Este documentul internațional care ne va ajuta să parcurgem și să avem mai puțină violență în societate. Această convenție a fost semnată și acum este pe agenda Parlamentului. Folosesc această ocazie, pentru că în această perioadă vom vorbi mult despre violență. Folosesc această ocazie să fac un apel către reprezentanții Parlamentului, mult stimată doamna Greceanu, să includă, să fie inclus subiectul ratificării convenției pe agenda Parlamentului. Să dăm dovadă toți de responsabilitate, de empatie și solidaritate față de femeile și fetele, față de copii, față de oamenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, Ms. Deluca, and thank you all for the patience and for having the attention. Now I just want to announce the moment of oranging the Parliament as a symbol of unity and the symbolic of a hope for a brighter future and elimination of ending violence against women. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și pentru că ați fost aici astăzi cu noi și acum vreau să anunț acel moment în care declarăm că Parlamentului o colorăm în oranj ca semn al unității și speranței pentru o viață mai bună și pentru eliminarea violenței. Last minute of attention, just to say that the Parliament is not alone, and at the same time to mark November 25th, the International Day for Elimination of Violence Against Women, we are also projecting the Ministry of Internal Affairs and the Museum of Chisinau as being the buildings who are also lightened in Chisinau, but also to show that there are other places like the Kuhul University and the Yungin Public Park to symbolize the intergenerational unity for the common goal to eliminate and end violence against women. Și ca ultim minut pentru atenția dumneavoastră, vreau să menționez că clădirea Parlamentului nu este unica clădire care va participa la această campanie, că marcăm astăzi, de fapt, data de 25 noiembrie, care este ziua eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor. Și sunt mai multe clădiri publice care au aderat la acest
la această campanie, inclusiv Ministerul de Interne, Universitatea de Stat și alte instituții care și ele au încercat să-și coloreze clădirea în oranj, pe care le vedem acum în imagine. And with this we are coming to an end to the event. I would like to thank you for being present. This orange color symbolizes the hope for really ending violence against women. And I really hope that we will make a collective effort to make this happen. Thank you very much. Și cu asta vă mulțumesc tuturor pentru prezență și într-adevăr vreau să remarc încă o dată că culoarea oranj de fapt este culoarea speranței, că într-adevăr vom reuși să eliminăm violența împotriva fetelor și femeilor. And one collective photo. Thank you.